Vă simțiți agasați de acest sunet? Vă deranjează în general sunetele stridente? Dacă da, este în mod sigur doar o aparență. Mai gândiți-vă odată. Studii recente arată că astfel de zgomote, precum și cele stridente, percutante, penetrante, rezonante, au beneficii majore în ceea ce privește echilibrul psihic și mental al oamenilor. Sound of the gong itself can create the possibility for deep automatic meditation and relaxation. The sound of the gong in this respect becomes very therapeutic. It allows you to access areas of the mind that may be very difficult to access even during the states of normal meditation. Vi se pare ciudat? Profesorul Werner Klaunskinski, din cadrul Institutului Elvețian de Audologie din Schönengrund, secția de studii psihosociale, în urma unor cercetări desfășurate în ultimii 7 ani, a ajuns la concluzia că zgomotele intense au acțiuni mai mult decât beneficii asupra scoarței cerebrale. Scientifically, that honking can reduce the chances of having an accident by up to 45%. Basically, what this means is that if everyone would stop repressing their urge to push heavily on the horn, then the risk of having an accident would reduce to half. Nu sunt încă cunoscute mecanismele interioare, însă s-a înregistrat o îmbunătățire a memoriei de până la 54,3% în cazul bărbaților, iar în cazul femeilor, cifra este una uimitoare, 85,92%. În cazul sunetelor ce depășesc limita de 80 de decibeli, cercetătorii au demonstrat că are loc o îmbunătățire a circulației sanguine, fapt ce poate duce la ameliorarea anumitor boli, ca de exemplu miopia, cataracta sau ulcerul ocular. Oamenii de știință au fost intrigați de atracția copiilor față de jucăriile zgomotoase. Este posibil pe măsură ce înaintăm în vârstă să ne pierdem unul din prețioasele noastre instincte? În urma unor studii efectuate asupra unui grup de 534 de copii de la o grădiniță din Gimmel, s-a constatat că cei care nu au beneficiat de efectul benefic al zgomotelor stridente prezentau o totală lipsă de interes către lumea din jur, fiind în general apatici și lipsiți de poftă de viață. În schimb, cei supuși unei terapii ce consta în jumătate de oră de sunete stridente erau mult mai veseli și plini de inițiativă. Most accidents take place in a hole. So, we, here at the Audiology Institute, have developed a whole new range of electronic appliances that will help you make better decisions in your life, be less stressed, think more throughout and more clear, and therefore avoid potential accidents. O companie suedeză a dus însă munca doctorului Klaunskinski un pas mai departe și a creat prima gamă de fotolii pentru relaxare cu claxon. Fotoliile sunt dotate cu o funcție de masaj pe mai multe nivele, masaj cervical și încălzire. Zgomotele intense produse de acestea sunt însă principala funcție responsabilă pentru relaxarea celor care le folosesc. Producătorul suedez promite că doar 5 minute de folosire sunt suficiente pentru a elimina stresul pentru tot restul zilei. Momentan, oamenii de știință încearcă să înțeleagă în ce măsură îmbunătățesc astfel de obiecte calitatea vieții. Să-l ascultăm din nou pe doctorul Klaunskinski. We are still so far from understanding the benefits of loud, resonant sounds, but incipient results are very encouraging. We will be able to expand the human lifespan by 5 to 10 years just by using resonant sound therapy from early childhood.